GPS 400, unitatea de analiză posturală folosită pentru determinarea deficiențelor la nivelul coloanei vertebrale, a ajuns pentru al doilea an în școlile din Slatina. De data aceasta, medicii au făcut un popas la Eugen Ionescu, acolo unde peste 120 de elevi au fost evaluați fizic. Din păcate, rezultatele nu sunt deloc bune. Peste 80% dintre elevii testați au fost depistați cu deficiențe ale coloanei. Din păcate, rezultatele nu sunt prea bune. Sunt copii care se află la începutul, la debutul unor astfel de patologii pe care noi le numim dismorfisme sau mai degrabă deficiențe morfofuncționale ale trunchiului și membrelor. După cum unii se află în situații mai avansate, în stări mai avansate ale acestor deficiențe, drept urmare, prima categorie trebuie să fie inclusă în niște programe de profilaxie care să împiedice evoluția acestor manifestări și acestor patologii, iar ceilalți în programe de terapie, de intervenție kinetică cu scop corectiv și curativ. Cifozele și supraponderabilitatea au fost principalele probleme depistate de medici, iar cauzele care conduc la apariția acestora sunt multiple. De la pozițiile vicioase pe care le iau ei în bancă, la școală, acasă, utilizarea foarte mult timp a calculatorului care antrenează o anumită poziție cifotică, spre exemplu, și implicit lipsa activității fizice, da? Alimentația necorespunzătoare. Copiii au fost încântați că un astfel de program a ajuns în școala lor. Mi s-a părut potrivită această acțiune, deoarece foarte mulți copii nu au o poziție bună la scris, la calculator. Este foarte răspândită această deficiență. O parte dintre elevii depistați cu probleme posturale vor urma, tot în cadrul acestui proiect, un program individual de recuperare. Școlile implicate în acest proiect sunt Eugen Ionescu, Vlaicu Vodă și Colegiul Tehnic Metalurgic. Pentru cei care sunt în școala Eugen Ionescu, dar și cei de la Vlaicu Vodă, vin aici, lucrăm câteva ore cu ei, individual, în urma evaluărilor pe care le-am făcut. Că depistând ce probleme au, eu împreună cu colega mea lucrăm pentru corectarea sau prevenția acestor atitudini sau posturi. Dincolo de procedurile kinetoterapeutice de recuperare a acestor deficiențe ale coloanei, medicii recomandă și practicarea sporturilor simetrice, iar notul ocupă primul loc în topul acestora. Săptămâna viitoare, copiii vor avea întâlnire cu un specialist care le va explica totul despre importanța poziției corporale corecte.